Dacă împrumutați mașina unui prieten, iar acesta săvârșește o infracțiune, riscați o amendă usturătoare. Codul rutier a fost modificat. În lege au apărut noi reguli și cu privire la suspendarea permisului de circulație, iar în text este definit și comportamentul agresiv. Andreea Neacșu ne aduce toate explicațiile. Andreea, bună seara! Ce riscă cei care împrumută mașina? Bun găsit, mă aflu în mașina companiei, iar dacă o conduc și comit o infracțiune sau o contravenție, angajatorul va primi pe numele firmei o amendă de peste 14.000 de lei, pe care trebuie să o și plătească dacă nu cooperează cu polițiștii și nu le dă datele mele personale, nume, prenume, CNP și așa mai departe. La fel se întâmplă și în cazul în care împrumutați mașina unui prieten, iar acesta comite o infracțiune, să spunem că trece pe roșu. Veți primi o amendă acasă de aproape 3.000 de lei, la fel trebuie să o plătiți în cazul în care nu veți da polițiștilor datele de identificare ale acestui prieten. Această măsură intră în vigoare la finalul lunii februarie, iar de astăzi intră în vigoare măsura care îi pedepsește pe șoferii agresivi.